Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 16 octombrie, 22 octombrie. O săptămână cu Mercur făcând ingresul în Scorpion, dar și o săptămână în care resimțim încă această eclipsa inelară de soare. Eclipse care ne vor influența în anumite domenii de viață. Fiecare ați primit zona unde această eclipsă vă aduce schimbări și la horoscop, dar și runele, sfatul tarotului și ale oracolului Lenormand. Acum să vedem această săptămână, 16 octombrie, 22 octombrie, pentru pești. Împărăteasa. Iubire, fertilitate, abundență, tot ceea ce poate să-și dorească cineva de la o împărăteasă, de la o suverană. Deci, am putea spune că sunt aspecte foarte benefice care pot veni spre voi, dar este suficient să vă doriți ce este posibil, ce este drept, adevărat și veți primi. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Va trebui să știți să îmbinați o activitate fecundă cu dreapta judecată din care rodesc operele. Și iată, voi începeți cu o stagnare. Deci, o situație dificilă în care voi probabil că ați ajutat pe cineva, ceilalți vă consideră pe voi vinovați, vă scoateți țapi spășitor și sunteți în această stare de stagnare. Nu puteți face nimic. Deci, nu puteți să le schimbați concepțiile celorlalți, dar puteți să vă schimbați concepțiile voastre și ar fi suficient. Veți ieși din această stagnare. Fericirea pentru voi înseamnă un bărbat matur, cu ascendent zodie în Scorpion, un rege de cupe care își arată dorința să vă ajute, să vă protejeze. Este un bărbat sentimental, sensibil, romantic și, bineînțeles, voi trebuie să-i câștigați bunăvoința. Trebuie să fiți atenți să nu-l răniți, fiindcă un scorpion rănit se poate și răzbuna. Și 10 de spade legat de studii, de călătorii, de cunoaștere, de un examen, poate, ceva nu va merge. Veți avea o viață grea. Deci va fi o săptămână cumplită pentru cei care mergeți la studii, vă arătați cunoașterea voastră, vă folosiți cunoașterea voastră. Ceva nu va merge. Poate să fie și o problemă legată de sănătate aici. Resurse, bunuri materiale, loc de muncă, și carieră. Legat de resursele voastre, de bunurile materiale, ceva se va încheia. De acum încolo va urma altceva în viața voastră. Dar fie legat de un loc de muncă, de unde primiți salariu, fie legat de un bun material. Este ceva care se încheie, ceva care a mers până la capăt și acum urmează încheierea, finalitatea. În ceea ce privește relațiile voastre la locul de muncă, s-ar părea că aveți relații cu un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești. Un bărbat care călătorește foarte mult, își arată sensibilitatea, dorința de a crea o atmosferă plăcută, agreabilă. Un bărbat care nu se uită la bani și cheltuie toți banii pe care îi are și el nu realizează venituri importante.
dar își creează o atmosferă plăcută, agreabilă. Este tot ceea ce el își dorește. În schimb, cumpătarea, Temperance, îngerul cumpătării, săgețătorul, în cariera voastră, voi sunteți foarte meticuloși, vreți să studiați, să stăpâniți toate forțele care intră în joc, astfel încât să puteți să vă aduceți în puterea voastră o persoană pe care o doriți sau să vă atingeți un scop pe care îl aveți, să ajungeți acolo unde vă doriți. Cert este că voi vă bazați numai pe echilibrarea forțelor, pe studierea, pe echilibrul forțelor, pe egalitatea acestor forțe, astfel încât să le și controlați. Vorbim de comunicare, contracte și relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, s-ar putea să fie avut o situație dificilă unde, într-adevăr, ați ajuns să aveți o dispută cu cineva și vă concentrați pe o împăcare. Vă gândiți să vă înțelegeți, să vă împăcați cu aceste persoane, astfel încât totul să fie bine. Deci, dă un aspect foarte benefic pentru voi acest doi de cupe. Cedați și voi, cedează și celălalt, astfel încât să ajungeți la împăcare, aspecte benefice. 6 de bâte, legate de un contract, de o asociere, de un proces, aveți niște blocaje, dar cu calm, fiind corecți, drepți, fermi în atitudinea voastră, veți reuși să depășiți aceste blocaje, să vă atingeți scopul pe care vi l-ați propus. În schimb, în relații, cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale, voi aveți o inițiativă. Veniți cu o inițiativă în fața celorlalți și le arătați că puteți să faceți ca o afacere să crească, să expandeze, să se dezvolte, să ajungă pe plan internațional, să fie ceva care va aduce venituri consistente. Și voi asta veți arăta celorlalți. Și chiar veți mobiliza prietenii sau protectorii să se intereseze și să depună eforturi pentru inițiativa voastră, ca aceasta să meargă foarte bine. Deci sunteți foarte preocupați de această inițiativă. Căminul, familia, schimbarea, transformarea și secretul vostru. Vorbim de cămin, de familie, de relația cu tatăl sau cu partenerul de viață. Aveți aici un paș de monede. S-ar părea că voi vă doriți bani sau poate că aveți un partener de viață sau un părinte care își dorește neapărat bani, vrea să facă ceva și caută să își impună punctul de vedere, un paș de monede. Arată dorința fermă de a intra într-o afacere, dar această afacere va fi păguboasă, fiindcă nu este decât o capcană. Dacă și voi veți intra în ea, s-ar părea că veți pierde. Dacă nu, vor pierde numai cei din familie, deci va fi o pierdere. În schimb, schimbarea, transformarea este legată și de o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac sau în scorpion. Este vorba de Marea Preoteasă, care are aceste aspecte benefice, dar și malefice. Ea mai este considerată și Lilith.
Deci, acel punct energetic care, de data aceasta, este în fecioară, este chiar opus vouă, peștilor. S-ar putea să fii sub influența acestei femei care încearcă să vă afle secretele. O femeie care este capabilă să vă facă să vorbiți, să îi spuneți secretele și să vă vulnerabilizați singuri. Odată aflate aceste secrete, fiți siguri că vor fi folosite de această persoană. Este bine să o evitați și să vă păstrați secretele pentru voi. Regina de monede este o femeie înțeleaptă, o femeie bună, o femeie liniștită, o femeie în vârstă care creează mici venituri. Ea întotdeauna nu aleargă după o avere să creeze pentru ea avere, dar vă ajută pe voi cu atât cât are. Întotdeauna este o femeie înțeleaptă, o femeie bună, puteți să apelați la ea, secretul vostru reprezintă această relație, această femeie care chiar poate să vă ajute și vă dă acea senzație de bine. Aceasta a fost citirea pentru pești. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați acest canal să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!